De acum înainte, școlile din județul Constanța vor sta la dispoziția vizitatorilor virtuali. Pe rând, filmulețul de prezentare al fiecarei unități de învățământ va fi postat pe internet. Ideea aparține conducerii Inspectoratului Școlar Județean din Constanța. Darea popularizării ofertei educaționale pentru anul școlar 2014-2015, unitățile școlare trebuie să depună la registratura Inspectoratului Școlar mai multe materiale, de exemplu, fișa unității de învățământ în format tipărit, un CD care să conțină fișa unității respective, fotografii reprezentative pentru ilustrarea informațiilor din acesta și, bineînțeles, un film de prezentare de maximum 3 minute în care să prezinte oferta educațională pentru anul școlar 2014-2015. Cum în epoca noastră, cine nu este pe internet, nu există, școlile au început deja să lucreze la realizarea filmulețelor de promovare. Anii au zburat și-n suflet au păstrat chipul tuturor colegilor. Când întâmplător și azi ne întâlnim, de anii de liceu cu drag ne amintim. În rândul 4, banca de la geam, e un câmpei din viața mea. În rândul 4, locul meu era și oriunde aș fi cât voi trăi. În vederea pregătirii acestui moment, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a recomandat fiecărei școli și a solicitat totodată informații, fotografii și mici filmulețe de prezentare. Vă avantajează această cerere până la urmă de la ISJ? Ne avantajează foarte mult, având un spațiu virtual pentru fiecare școală în care noi să prezentăm unitatea școlară. Noi avem o colaborare foarte frumoasă cu televiziunea. Prin intermediul dumneavoastră transmitem comunității tot ceea ce ne caracterizează. Dacă unele unități de învățământ au site-uri proprii prin intermediul cărora se fac cunoscute publicului larg, altele nu posedă așa ceva și atunci se cunosc foarte puține amănunte despre ele sau chiar nimic.